Mulți dintre noi suntem preocupați de ceea ce mâncăm și ne dorim să ne hrănim cât mai sănătos pentru a avea o viață lungă și fericită. Sunt însă și cazuri în care oamenii consumă foarte multe prăjeli, grăsimi, pâine în exces și așa mai departe. Unii o fac din plăcere, alții pentru că nu își permit financiar să cumpere alimente cu adevărat hrănitoare și sănătoase. Dezbaterea asupra componentelor chimice în alimente care au efect de bombă cu ceas a apărut de ceva vreme în țările dezvoltate. Preocuparea pentru calitatea alimentației a devenit mai intensă odată ce oamenii au început să cerceteze cauzele pentru bolile sfârșitului de secol, cancer sau diabet, de exemplu. În România, acest subiect este evitat în majoritatea cazurilor din cauza veniturilor mici ale cetățenilor. Ce părere aveți despre alimentația românilor? Dacă credeți că își permit să mănânce sănătos? Nu cred că își permit. Pentru faptul că n-au bani oamenii și ce fac ăștia cu toate? Toate sunt stricate. Toate au eu în ele și au tot ce nu trebuie în ele. Dar unul are ce face și trebuie să mănânce. Asta e. În primul rând, oamenii își satisfac nevoile elementare în funcție și de buget. Mulți români știu că alimentele pe care le cumpără sunt nesănătoase sau pline de euri, însă nu își permit altele de o calitate mai bună. Românii nu își permit să mănânce sănătos pentru că, printre altele, primesc din afară marfă calitativ proastă. Deci același gen de marfă în Occident are o calitate superioară, iar ceea ce vine la noi are o calitate proastă și noi luăm că suntem modești și necăjiți. Și mai mult, nu căutăm nici marfa naturală, să mergem la producătorii noștri. Ne ducem la supermarketuri și luăm marfă bună și ne îmbălsămăm cum se cuvine și așa se face că după ce moare cetățeanul român, dacă îl exhumează peste vreo 20 de ani, este intact. Chimizat, serios. România are aproximativ 10 milioane de cetățeni aflați în risc de sărăcie și în condițiile în care tu te chinui să supraviețuiești, este foarte complicat să ai un stil de viață sănătos, mai ales că un stil de viață sănătos este și destul de scump. Dacă ai bani, mănânci sănătos, dacă nu ai, nu poți să mănânci sănătos. Trebuie să ai bani să lucrezi, n-ai unde să lucrezi în timpul de azi, trebuie să te duci afară să vii să mărezi de unde. Dacă toată lumea stă acasă și nu are de muncă, unde să putem să luăm? Mulți care sunt în risc de sărăcie consumă produse de slabă calitate care vin la pachet cu tot felul de boli. Este un cerc vicios și nu întâmplător, România are o incidență foarte mare la boli care în țările dezvoltate sunt mai puțin întâlnite sau nu au aceeași incidență. Nu întâmplător, mortalitatea infantilă este mult mai mare. Nu întâmplător, incidența bolilor cardiovasculare, de nutriție, este mai mare la noi decât în alte părți, iar toate au legătură cu calitatea vieții, iar în momentul în care sărăcia este mai mare, inclusiv speranța de viață este mai mică.